Domnule primar, onorată asistență, secția scutate publică a Inspectoratului de Poliție Bălți, pe parcursul lunii ianuarie anului 2014, și-a organizat și desfășurat activitatea pledând pentru protecția drepturilor și libertăți fundamentale ale omului, activității de prevenire și combatere a criminalității, asigurării ordinii publice și securității cetățenilor. Astfel, pe parcursul lunii ianuarie ale anului 2014, de către angajați secției securitate publică a Inspectoratului de Poliție Bălți, a fost întreprins un șir de măsuri preventiv-profilace îndreptate spre prevenirea și combaterea infracțiunilor și contravenților, precum și în domeniul combaterii violenței în familie, traficului de droguri și activități legale de antreprenoriat, fiind obținute rezultate după cum urmează. Au fost descoperite 30 de infracțiuni, dintre care în sfera relațiilor de familie 9 infracțiuni, în domeniul traficului ilicit de droguri 3 infracțiuni. Totodată, angajați secției securitate publică au participat la descoperirea 34 de infracțiuni. În total au fost întocmise 580 de procese verbale contravenționale, pe care au fost aplicate amenzi în sumă totală 179.900 lei, dintre care în termen de 72 de ore au fost achitate 11.820 lei. Conform articolul 78 Cod Contravențional a Republicii Moldova, Vătămarea Ușoară, au fost întocmit 51 procese verbale contravenționale. Conform articolul 85, procurarea, păstrarea ilegală și consumarea de substanțe narcotice sau psihotropice în cantități mici, 30 de procese verbale contravenționale. Distrugere sau deteriorare intenționată a bunurilor străine, articolul 104 Cod Contravențional, 16 procese verbale contravenționale. Conform articolul 105 Cod Contravențional al Republicii Moldova, sustragere proporții mici din avutul proprietarului, 4 procese verbale contravenționale. Conform articolul 354, huliganismul prea grav, 118 procese verbale. Conform articolul 355, consumul de băuturi alcoolice și apariția în locuri publice în stare de ebrietate, 27 de procese verbale. Conform articolul 357, tulburarea liniștii, 27 de procese verbale contravenționale. În domeniul asigurării regulilor și de asigurare a curățenii în locurile urbane și rurale, conform articolul 181 Cod Contravențional, au fost întocmit 6 procese verbale contravenționale. În domeniul contracărării activității ilicite de antreprenoriat au fost întocmite 103 procese verbale contravenționale. La compartimentul încălcării legislației cu privire la publicitate, conform articolul 364, au fost întocmite 10 procese verbale contravenționale. Pe perioada indicată au fost inspectate 210 obiecte de păstrare a valorilor materiale și îndreptate 174 de recomandări în vederea înlăturării neajunsurilor. Totodată, de secția securitate publică a Inspectoratului de Poliție Bălți au fost examinate 473 de petiții și 440 de informații înregistrate în registrul 2, dintre care 19 plângeri în sfera relațiilor de familie. A raportat șeful securității publice ceva. Mulțumim, foarte mulțumim. Вопрос такой. Взыскание штрафов из 179 900. Это в связи с тем, что вовремя оплачивают эти 50%, они просто не оплачиваются. Нет, это вовремя оплачивают те 50%. А почему 10% составляется? Ну, им объясняется их права. Значит. Да, но если бы все оплатили, то было бы 80 тысяч, а не 11. Здравствуйте, наш самый хорошо, спасибо, Зинаида. Мы с вами общаемся каждый день, поэтому текущие вопросы мы с вами не будем повторяться.